O, să am una mai faină, uite, la colegul acolo. Da, e bună și asta. Te-ar interesa o carieră militară? Da, m-ar interesa medicina militară. De ce anume medicina militară? Pentru că, în primul rând, oferă un loc de muncă pentru viitor. Nu știu, mi se pare mult mai interesant decât o facultate obișnuită și, din punct de vedere al banilor și al situației financiare, poți să spui că ei îți oferă practic totul. Dar riscurile? Riscurile, sincer să fiu, un caz medicinii militare nu cred că ar exista. În mod special nu. În mod special să fac așa ceva nu. De ce? Pentru că nu aș vrea, nu știu, nu. Dar spre ce? Spre ce domeniu te-ai îndreptat? Spre medicină. Spre medicină, dar medicină generală, civilă, nu militară. Ți se pare sistemul militar prea rigid? Nu neapărat rigid, dar sunt anumite stricteți care trebuie să te obișnuiești așa și nu. Ți-ar fi nu cred frică că aș fi... de misiuni? Da, sincer, da. Fiu prezentarul despre misiunea, despre teatru de operații Afganistan, oferta educațională despre din Sibiu. În fiecare... Această acțiune are drept scop atragerea absolvenților de liceu și a celor care termină clasa 8-a către liceele militare și, de asemenea, către Academia Forțelor Terestre sau alte instituții militare pentru a îmbrățișa cariera militară. Este siguranța unui loc de muncă pe viitor și nu mi se pare o slujbă de care să nu te poți ocupa. E ceva foarte viabil, lumea te privește cu respect, există o cale ierarhică bine definită, nu ca în orice colegiu normal, un colegiu național din orice oraș, în care te comptezi pentru el, termini, iau bacul, după care, probabil să iau bacul, după care mă duc la o facultate în care o să ies cu diploma și nu știu dacă o să am sau nu loc de muncă.